Ajunsă la destinație, baba intră agitație, fiindcă s-a tot învârtit, dar aghiazma n-a ochit. La slujbă oamenii asistau și apoi se miruiau, însă la ea era un chin să n-ai potit omul plin. În sala de spectacole Eugen Ionescu a Casei de Cultură Ina Roman din Medgidie a fost adusă în atenția publicului noua creație a unei tinere din localitate. Aflată la a treia lansare, Diana Dogaru a povestit tuturor cum a pus baza acestei cărți. Sursa de inspirație a fost însăși bunica mea. Scriu la aceste poezii din clasa 7 de foarte mult timp. Intenționam să scriu mai multe, însă m-am oprit, am zis gata cu atâtea babe, am scris destul despre babe. Bunica mea în continuare încă mai face trăznăi și îmi dă subiecte de poezii și poate în viitor voi scoate și Babiada 2. La eveniment au fost prezente și persoane care au lăudat inițiativa Dianei. O văd ca pe unul dintre miile de tineri care preferă nu numai discoteca și nu numai petrecerea de la stațiunea 2 Mai, cum îi prezinte televiziunea, face parte din generația care are mulți reprezentanți serioși, care își văd de treabă, care învață, care se pregătesc pentru o profesie, învață o limbă străină, se gândesc la universitate în afară, din afară și suntem mândri cu așa tineri. Degeaba se spune că tineretul de astăzi este într-un fel anume. Nu. Printre ei sunt și, ca printre toate vârstele, și neghine, dar și grâu adevărat. Și grâu adevărat strălucitor și frumos și productiv este acesta. Diana este o fată talentată, care deocamdată toți sorții îi sunt favorabili. Asta înseamnă că ea va trebui în continuare, cu modestie, cu un spirit autocritic, să-și evalueze tot ceea ce scrie, să nu o apuce așa un fel de mulțumire de sine, dacă vreți să-i spun așa, și să se lase pe tânjeală. Munca aceasta a scrisului și ce a început ea acum încă din copilărie este un drum foarte aspru, iar dacă va înțelege acest mesaj, ea va reuși să se mențină pe linia aceasta înaltă a literaturii pentru copii, pentru tineret, pe care o realizează în momentele de față. Dacă nu, e riscul ei. Nu pute lipsi nici sursa continuă de inspirație a tinerei scriitoare, și anume bunica. Diana e o fată foarte modestă și să știți că tot ce acolo, fiecare poezie, e adevărat. Deci nu neg. Spre exemplu, baba cu bidonul de aghiazmă. Când ginerile meu și-a sfințit mașina, am mers la Topraisar, la preotul Ștefan, că toată lumea spune că are har. Și eu am fost foarte încântată că e foarte igienic. E un bidon mare acolo cu robinet și fiecare se duce cu sticluța. Ce m-am gândit eu? Când ne-am dus noi și am revenit, măi, zic, ce să fac eu? Mi-a plăcut mult că eu țin cu igiena. Mi-a plăcut foarte mult și atunci m-am dus pe fuga și mi-am luat un bidon și n-am găsit unul mai mic de la doamna Geta, de la Nord, și zic, doamna Geta, dă-mi repede că ne grăbim cu mașina. Și mi-a dat unul de 80 de litri. De 80 de litri era, era mare, pe atât era. Și când m-a văzut ginerile, a râs, zice, ce faci, babi, zice, cu asta. Lasă, zic, să am, zic, acolo, că mie îmi place că e cu robinet, curge. Unde, că noi, până ne-am dus, nu știu ce, lumea, toată lumea a luat, mai curgea și mie, tot așteptam să mai vină pe țeavă să o luăm plumbidul. Grafica volumului a fost realizată de către un cadru didactic care a muncit mult, astfel încât totul să iasă bine. Plus sunt elemente din poezie, luate și împletite într-o manieră personală, zic eu. Am făcut desenele alb-negru, cât și color pentru copertă. Cele ce vedeți aici sunt doar niște schițe preliminare pentru ce a apărut aici în carte. Una peste alta, lansarea a fost încununată de succes. Ediția cuprinde o paletă de versuri care degajă o caldă solidaritate cu vârstnicii.